ALDE promite bunăstare pentru România, rămâne doar ca românii să voteze ALDE. Astăzi, într-o conferință de presă, deputatul Viorel Palașcă le-a reamintit mehedințenilor măsurile economice luate în anii anteriori de către cei care fac acum parte din această formațiune politică. De ce credem noi că românii, respectiv mehedințenii, trebuie să fie alături de ALDE și să le acorde încrederea pe data de 11 decembrie? Mehedințenii au câteva motive importante să facă acest lucru. Și am să fac, dacă vreți, apel și la memorie. Pentru că atunci când am fost la guvernare, am dovedit că putem aduce beneficii directe pentru mehedințeni. Pe timpul guvernării Tăriceanu, anul 2004-2008, am dovedit că putem aduce o creștere economică, putem crea locuri de muncă, putem crește salariile, putem crește pensiile. În perioada în care ALDE s-a aflat la guvernare, până în anul 2015, am impus în Guvernul României și în Parlament măsuri economice care se simt în buzunarele românilor, inclusiv în ziua de azi. Am reușit reducerea TVA-ului la alimente la 9%, am reușit reducerea TVA-ului la 20%, s-au creat o serie de facilități pentru întreprinderile mici și mijlocii prin noul cod fiscal și pentru că toți stăm azi în frig, aș vrea să reamintesc faptul că ALDE, anul trecut, pe vremea aceasta, prin ministrul pe care noi l-am avut în guvern, domnul Andrei Gerea, s-a implicat direct în rezolvarea problemei termoficării în Severin, o problemă care a fost rezolvată pentru iarna anului trecut. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în această iarnă. Din echipa de candidați propusă de ALDE pentru mehedinți fac parte oameni tineri și cu experiență în diferite domenii, astfel că mehedințenii pot avea încredere în programul propus de ei. Mehedințenii trebuie să voteze ALDE și să dea încredere ALDE pentru că acest partid este busola oricărei guvernări și partidul care poate preveni excesele din orice parte ar veni el. Pentru că aici la Mehedinți avem o echipă de candidați și tineri și cu experiență, oameni care au făcut ceva pentru mehedințeni și mai ales oameni care atunci când au avut ocazia au făcut numai bine semenilor lor, niciodată nu au făcut rău. Salariile profesorilor și medicilor au devenit subiect de dezbatere încă de luni, atunci când a fost votat în Parlament o ordonanță ce majorează lefurile acestora cu 15%. Despre acest subiect a vorbit astăzi și deputatul Viorel Palașcă, prezent la vot. Așa cum știți, ALDE, acum câteva zile, a votat în Parlament pentru mărirea salariilor personalului din educație și sănătate cu 15%. Am văzut în programul Partidului Național Liberal că ei solicită dublarea sau doresc dublarea salariilor medicilor, atenție, dublarea, adică 100%, începând cu 1 iulie 2017. Întrebarea este când sunt serioși? Atunci sau acum, când nu acceptă o mărire de 15% pentru două domenii cheie din România și mai ales două măsuri care se bazează pe cifre economice sustenabile. Credem că promisiunile noastre sunt unele realiste, spre deosebire de promisiunile altora care sunt demagogice și pur electorale. În ceea ce privește mehedințul, ALDE își propune să schimbe locul ocupat de județul nostru în clasamentul economic, mai exact ultimul din țară. În momentul de față, Severinul și Mehedințu are o resursă pe care până acum nu a exploatat-o. Este vorba de gazul metan adus în anul 2008, pe timpul guvernării Tăriceanu, gaz care ar fi trebuit să asigure dezvoltarea economică a Severinului și nu numai, și a tuturor localităților de pe traseul acestei magistrale, începând cu Butoieștiu. Credem că severinenii au dreptul la o alternativă la sistemul centralizat de încălzire și în acest sens noi vom milita din Parlament, din Guvern și în plan local
pentru ca distribuția de gaze în turnul Severin să fie un fapt real și nu doar o vorbă și un slogan. Sigur, așa cum știm, am văzut în clasamente, locul ocupat de noi din punct de vedere economic nu este unul onorant, ba din contră, este unul care nu ne face cinste, acela a fi ultimii pe lista județelor ca cifră de afaceri. Dar nu se ține cont de o resursă importantă în acel clasament pe care noi o avem în județul Mehedinţ. O resursă economică, în primul rând. Acel clasament nu ține cont de ea. Și este vorba de ceea ce înseamnă sistemul energetic din județul Mehedinţ, reprezentat de cele două hidrocentrale, porțile de fier 1 și porțile de fier 2. Noi credem că noua strategie energetică pe care următorul guvern, din care și ALDE va face parte, are obligația să o promoveze, trebuie să statuteze câteva lucruri. 1. Ar fi acela ca zonele de interes energetic, așa cum este Mehedințul, care beneficiază de acest potențial imens și de o bună infrastructură energetică, să fie zone de dezvoltare, să devină poli energetici în România. De mâine, odată cu startul campaniei electorale, mehedințenii vor avea ocazia să afle totul despre programul propus de cei de la ALDE. Timp de 30 de zile, soluțiile acestora pentru situația dezastroasă în care ajung județul vor fi făcute cunoscute în cele mai mici detalii.